Distracție pe gheață. Acesta este îndemnul la distracție al autorităților publice din Petroșani, care inaugurează joi patinoarul din localitate. Startul va fi dat la ora 18 și gheața este deja preparată pentru această iarnă. Joi, după amiază, la orele 18, vom inaugura acest patinoar, unde sunt invitați în primul și în primul rând toți cetățenii din Valea Jiului, toți copiii din Petroșani, copiii cu vârste între 3 și 73 de ani, și de asemenea vor participa oficialitățile orașului și cine este lângă mișcarea asta de sănătate prin mișcare. Locația a fost aleasă tot în parcul de lângă piața centrală de la Petroșani și costul unei ore de patinaj pe gheață este de 15 lei. În acest preț intră și închirierea patinelor.